și talentat. Cine sunt eu? M-am întrebat adesea. Părinții mei locuiau în școală. Și vremea când a venit, când a fost ocupația rusească, ei au dat toate băncile din clasa afară, în sală, și au pus paie și au făcut dormitoare. Și atunci am stat destul, mama a stat în vreo temniță, pentru că era blând. Și femeie. Și ducea mâncare numai noaptea. Și a pierdut mama de vreme. Pe când avea doar 13 ani și a mers drum lung ca să o vadă pentru ultima oară. Pentru mine a fost ultimul drum, cel de la Liman până la Cernavodă, vreo 30 de kilometri pe care l-am făcut pe jos, în speranța de a o mai auzi pe mama spunând ceva. Și a spus copiii mei să învețe carte. Iar cuvântul mamei era lege. Poate nu întâmplător, primul șlagăr spune atât de frumos: să știi, măicuța mea, că port icoana ta. În fiecare gând, oriunde și oricând, te aud cum cântai, te văd cum îmi zâmbeai, și-ți văd și lacrima din ochi când uneori mă dojeneai. A rămas cu tatăl, care a vrut din răzputerii să-i transmită tot ceea ce el știa. Chiar și să cânte la vioară, numai că nu asta își dorea micuțul, pe atunci, Dan Sfătaru. Dar dacă când a văzut că și n-am niciun fel de chemare pentru vioară, a luat vioara și mi-a dat pe acasă. S-a terminat să luat vioara. A renunțat la vioară, dar nu a renunțat niciodată la buna creștere și la respectul învățat de la părinții lui. Eu trebuie să am grijă de altele, de comportamentul meu în sat, în comună, pentru că trebuie să dai bună ziua la tot satul și legat de asta. Și acum, unde mă duc acolo într-o bucățică de pământ în Bărăgan, dau bună ziua la tot satul. Povestea așa are tâlcurie, eroi sunt părinții mei, iubirea lor te face să iubești. Dragostea pentru cântec, dar mai ales dragostea pentru oameni, i-a adus repede succesul. Eu acum las modestia la o parte și spun deschis. Eram trecut cu creta pe asfalt și era stadionul plin. Adică popularitate, popularitate. Eu am strâns din ea și m-am folosit din ea. Am trăit-o din plin. Din când în când îi plăcea să se retragă la țară, în satul natal, să-și odihnească sufletul și mintea. Un refugiu de câteva ore. De câteva ore numai. Liniștește psihicul. Am fost în fiecare comună în țară. Dacă acolo ai știut să te comporți omenește, nu ieși în comun. Omenește. Este frumosul ăla care ți-l dă viața. Dar te putea uita în ochii celui de față, direct, fără să ai rezerve. Este locul de bună ziua pe care, din păcate, câteodată nu prea lăsăm. Și oricine știi și de oriunde